Cineva a spus odată că pentru ca răul să fie posibil, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Nici când nu a fost mai clar acest lucru ca în secolul 20, secolul extremelor al regimurilor totalitare, în care demnitatea, umanitatea și buna înțelegere între oameni au ajuns sub bocancii intoleranței și urii. Secolul 20 a fost marcat de două războaie mondiale și de ideologiile nazismului, fascismului și comunismului. În pofida măsurilor de teroare politică, cenzură, poliție politică, a încălcării tuturor drepturilor și libertăților cetățenești, au existat oameni care au avut curajul să se împotrivească nedreptăților înfăptuite de aceste regimuri, făcând poate cel mai simplu gest de umanitate, să-și ajute și să-și salveze de la moarte semenii. În al doilea război mondial, România a cunoscut un regim de dictatură militară condus de mareșalul Antonescu. Măsurile antisemite nu au lipsit, însoțite de confiscarea proprietăților populației evreiești, excluderea ei din rândurile categoriilor socioprofesionale, inițierea unui program de muncă forțată și chiar deportări în lagările din Transnistria. Chiar și în aceste condiții, au existat oameni care au avut curajul să le ofere ajutor evreilor, chiar dacă riscau pedepse mari, salvându-le acestora viața. Pentru curajul lor, după război, au fost numiți drepți între popoare. Un exemplu în acest sens este cel al Vioricăi Agarici. De profesie asistentă medicală, era în vara anului 1941 președinta Societății Române de Cruce Roșie din orașul Roman. În vara acelui an, un eveniment cumplit a avut loc la Iași, unde autoritățile au organizat pogromul de la Iași. Câteva mii de evrei au fost împușcați în curtea prefecturii Ieșene, iar alte 12.000 au fost urcate în vagoane de vite, având destinația unui lagăr din apropierea orașului Călăraș. Vagoanele erau închise ermetic, iar prizonierii nu au primit apă. Se estimează că au murit în primele ore câteva mii de oameni. Când trenul a oprit la Roman, Viorica Agarici a auzit strigătele de ajutor ale celor care aproape că se sufocau înăuntru și a făcut presiune asupra celor care însoțeau trenul să li se permită evreilor să iasă pentru a bea apă și a primi mâncare. Acest gest a salvat viața a sute de oameni, lucru pentru care a rămas în memoria și în sufletul supraviețuitorilor. Primar al orașului Cernăuți în perioada celui de-al doilea război mondial, avocatul Traian Popoviciu a reușit să salveze aproape 20.000 de evrei de la deportarea în Transnistria. Imediat după ordinul de deportare a evreilor, primarul Popoviciu a început demersurile pentru a salva cât mai multe persoane. Popoviciu i-a explicat guvernatorului că în situația deportării tuturor evreilor din oraș, producția de război ar fi fost grav afectată. Evrei botezați, intelectualii, oamenii de artă, cei care au servit statul român, pensionarii, ofițerii de armată, invalizii, specialiștii din industrie, medici, inginerii, arhitecții și cei din sistemul judiciar, erau categoriile de persoane pentru care Traian Popoviciu a solicitat scutire de la deportare. Popoviciu a purtat și o convorbire telefonică cu mareșalul Ion Antonescu, pledând pentru deportarea unui număr cât mai mic de evrei. În timpul discuției, Popoviciu a fost admonestat drept jidovitul, iar în oficiosul guvernamental Bucovina, evreilor li se spunea poporul lui Traian. După câteva zile, mareșalul Antonescu a consimțit la o exceptare de până la 20.000 de evrei de la evacuare în baza unor liste. 20.000 de evrei. În comparație, celebrul industriaș german Oskar Schindler salvase 1.200. La 11 martie 1993, Comisia Memorialului Yad Vashem de la Ierusalim a conferit reginei mamă Elena titlul de drept între popoare. A fost recunoașterea postumă a curajului Elenei, care a salvat zeci de mii de evrei în cel de-al doilea război mondial. Regimul comunist, dornic să justifice ocupația sovietică și să demonizeze complet vechea conducere a țării, a cenzurat toate informațiile în această privință. Iar mai târziu, național-comunismului Ceaușescu a oprit publicarea dovezilor legate de generozitatea unei figuri regale. Cu toate acestea, se știe astăzi că regina mamă Elena a intervenit personal pe lângă dictatorul fascist al României
Ion Antonescu, care în perioada 1940-1944 a introdus persecuții pe scară largă împotriva evreilor aflați sub administrație românească pentru a salva cât mai mulți dintre aceștia. A rămas în amintirea comunității evreiești în mod special pentru acțiunea prin care a salvat copiii rămași orfani în lagările din Transnistria, reușind cu toată opoziția aliaților naziști să-i aducă în țară, salvându-le astfel viața. Se vorbește prea puțin despre aceste personalități în manualele de istorie. Răsfoind paginile dureroase ale secolului 20, am putea rămâne doar cu impresia unor vremuri întunecate de ură și intoleranță. Până când personalități precum Traian Popoviciu, regina mamă Elena sau Viorica Agarici aduc o rază de lumină, o umbră de speranță. Că în istoria românilor, indiferent de vremurile care au venit peste noi, umanitatea și dragostea față de semeni au reușit să reziste.